aici este Republica Ploiești. Ploieștenii care n-au fost pe Național Arena au ieșit și ei în stradă pentru a sărbători primul trofeu din ultimii 18 ani. Fanii au sărbătorit cum au știut ei mai bine pe contra și elevii săi. Spectacolul din stradă s-ar putea însă repeta luna viitoare. Pe 10 iulie, Petrolul va întâlni pe Steaua în Supercupa României, meciul care pune față în față campioana cu câștigătoarea cupei.